La nivelul postului de poliție Deda au fost înregistrate mai multe sesizări cu privire la sustragerea unor cantități de cablu de telefonie. În urma verificărilor efectuate, autorii furtului au fost identificați. S-au efectuat verificări specifice, investigații, s-a reușit identificarea autorilor. Față de acestea a fost luată măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, urmând a fi propuși pentru arestare preventivă judecătoriei Reghin în cursul zilei de astăzi. Potrivit cercetărilor efectuate, suspecții sunt doi bărbați dintr-o comună din județul Mureș care se pare că și-au făcut un obicei din a fura cablurile de pe stâlpurile de telefonie. Asta deoarece în curs de o săptămână au sustras peste 1000 de metri liniar de cablu. Suspecții sunt din comuna Vătava, iar cantitatea sustrasă a fost aproximativ 1190 metri liniari în valoare de 10.236 de lei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Polițiștii vor continua acțiunile de prevenire a furturilor de acest gen, deoarece astfel de fenomene conduc la pagube materiale importante. În plus, prin acestea și serviciile oferite de unele companii sunt afectate. Acțiunile pe această linie a prevenirii furtului de cablu vor continua și în perioada următoare, să prevenim în acest fel sustragerea cablului telefonic. Polițiștii reghineni vor intensifica controlele, mai ales în zonele rurale, deoarece ele sunt preferate de hoții de cabluri telefonice. Pentru Jurnalul de Reghin, Vasile Cernea și Valentin Cotoi.